Este ora 9:30 seara, iar pentru prima masă a zilei avem o lipie de 200 de calorii, peste care am pus 5 feliuțe de mușchi filet din acesta de la Lidl, fix jumătate din pachet, are 10 feliuțe și am pus 5 și are decât 113 calorii pe 100 de grame, adică pe toată punga asta. Și proteină 21 de grame. Deci da, avem de aici 10 grame de proteină și decât 50 de calorii. După care o să urmeze să pun cașcaval, 3 bucăți, 3 feliuțe, cașcaval din acesta, tot de la Lidl. Cașcavalul ăsta are 150 de calorii și cu 50 de la mușchi 200 și cu 200 de la lipie 400. Și toată șmecheria asta o voi rula și o voi mânca cu Sana. Ia uitați, și ăsta are decât 36 de calorii pe 100 de grame, are 400 de grame, deci are până într-o 150 de calorii și el, și vreo 12 grame de proteină. Proteină 3,2 grame, deci asta înseamnă că are 12 grame de proteină tot asta, pentru că are 400 de grame. Bun, iar pentru masa următoare, o să-mi iau sos la mine la laptop când mi se va face foame și voi mânca salată de ton. Asta e foarte bună, nu se strică prea repede, nu trebuie ținută la frigider. La loc răcoros, are 300 de calorii, are și ea proteină suficientă, uitați, are 10 grame pe 100 de grame și are 220 de grame. Deci are peste 20 de grame de proteină. Perfect pentru următoarea servire. Iar ultima masă, înainte de somn, va fi un cottage cheese de 200 de calorii, de 200 de grame, pardon. Ah, cred că și calorile tot așa sunt. Da, vedeți, are 98 de calorii pe 100 de grame. Deci tot 200 de calorii și 23 de grame de proteină. Asta înainte să adorm. Și dacă mi se va mai face foame între timp, voi mânca fructe. Am mâncat și weekendul ăsta foarte multe fructe, adică ieri am mâncat 6 banane, am mâncat 4 pere din astea super gustoase de la noi din curte. Deci până la ultima masă, brânza aceea cottage, o să mănânc pere, sărunțe la pere. Iar înainte să adorm pe la 2-3, probabil când mi se mai face și poftă, voi mânca și brânza cottage ca să avem proteine peste noapte. Ziua de astăzi a fost foarte plină, a fost un haos, n-am apucat să mănânc mai devreme, dar nu este nimic, o să mâncăm așa din câteva ore în câteva ore. Foarte puține calorii, vedeți, cred că sunt până într-o 1500 de calorii și mâine trebuie să o luăm de la capăt, să tragem și mai tare. Cam așa arată rolul ăsta pe care l-am făcut și vă garantez că o să fie foarte bun cu această Sana. V-am filmat tot ce o să mănânc astăzi pentru că, de fapt în seara asta, pentru că totul este programat, sunt foarte motivat să slăbesc și sper să vă inspirați și voi cât de cât din mesele mele.